Începutului a fost undeva la un an și când am început cu proiectarea. Dar execuția, cred că avem undeva la o lună jumate, două. Vreau să vă spun că, spre surpriza și plăcerea mea, a fost că au venit o firmă extraordinară, niște băieți extraordinari și nu de-ai locului, ci tocmai din Suceava. Nu i-am văzut în viața mea. Au lucrat băieții ăștia extraordinari, chiar surprinși a rămas cu toții, și calitativ și cantitativ. Dacă facem referire la durată. Acum încă suntem în construcție, s-a pus gazonul zilele trecute, gazon artificial, pentru că nu ne permite să ținem un gazon natural. Știți foarte bine că și terenurile mari de fotbal, de profesioniștii, când lucrează cu terenurile astea naturale, costurile sunt foarte mari și pentru noi aproape imposibil să le întreținem numai. Ieri, alaltă, ieri au pus gazonul, au o procedură, ei pun un nisip special deasupra, ei știu ce au de făcut mai bine. Sperăm că au intervenit și niște, spunem, cheltuieli de ceva suplimentar, în sensul că nu ne-am gândit de la început, când s-a făcut ridicarea topo, nu ne-am gândit că va fi o diferență de nivel ca cea reală. Dacă ajungem acolo, să vedem. Și este posibil să facem vreo două rânduri de băncuțe, să zicem, ca un fel de tribună, să-i găsim numele mai potrivit. Cum am ajuns la ideea și la concluzia de a ne hotărâ să-l facem? Anii trecuți, din întâmplare, pot să spun, am făcut un teren de sport la o localitate în Nifon, lângă noi, tot în comună, dar profesorul de sport cu unii elevi, făcuți și o echipă de fotbal la vremea respectivă, n-a durat mult pentru că n-am putut să o susținem, mergeau la o comună învecinată, la Luncavița, și închiriau sala de sport. Auzând lucrurile astea, am luat legătura și cu școala, cu doamna director, și am încercat și am inițiat un proiect chiar din surse proprie. Am îndrăznit unul din puținele proiecte la nivel local care ne-am permis și care am îndrăznit să o facem din surse proprii. De ce spun asta? Pentru că bugetul nu prea ne-a ajutat, nu anul ăsta, aproape niciodată. Când am auzit că deja merg la altă comună și închiriază sala de sport, vă dați seama că am intrat pe linii dreapta, am luat legătura cu școala și ne-am hotărât să facem un teren de sport. Am urmat pașii și, spre mulțumirea noastră, sperăm să iasă un lucru chiar nu bun, chiar foarte bun. Nu mai spun eu că sunt mulțumit, dar cadrele, bineînțeles, dar nu mai vorbesc de copii. Când văd acum cum iese și îi văd după fața lor că sunt foarte mulțumiți. E un teren de sport multifuncțional. Am încercat să-l facem multifuncțional pentru că nu ne permite să-l facem numai de handbal, numai de fotbal. E un teren pentru școală, în special, și nu numai. Fotbal, handbal, tenis de câmp, va fi și cu fileu de tenis de câmp, pe o lungime de 40 de metri pe 20 la total. Deci pentru noi nu ne ajuta nici spațiu, dar nici nu ne permitem să-l facem mai mult, că pentru noi, pentru comuna noastră, e practic suficient. Și nu cred că școlile, în afară de școlile sportive, au terenuri mai mari. Copiii la școală avem undeva 120-130, dar și dacă punem și tinerii, vă dați seama că mergem undeva la aproape 200. Eu cred că e un lucru benefic pentru că îi simt. Acum când merg, dacă merg la școală cu orice problemă, când intru în curtea școlii, într-o clasă sau când mă întâlnesc cu ei, îi văd cu fața zâmbind, bună ziua, domnul primar, alt copil. Deci să văd că sunt mulțumiți. Vă dați seama, dacă un copil îl vezi zâmbind, vă dați seama cum e adultul. Dacă ar fi fost să facem pe un proiect, pe o altă finanțare, ar fi durat foarte mult. De ce spun lucrul ăsta? Faci un proiect, știți procedura. Faci un proiect, iei toate avizele, până ajungi să-l pui în linie dreaptă, durează aproximativ, în cel mai fericit caz, în jur de 2 ani. Iar noi nu mai aveam timp să mai lăsăm lucrurile așa, să mai așteptăm 2 ani, prindem, nu prindem, și totul era cu semnul întrebării. Și de-aia am și hotărât să facem de surse proprii. Până acum am mers treaba ok. M-ați întrebat de valoare. De valoare, undeva la
să zic, 70-80 de mii de euro când am intrat primar în 2008. În curtea școlii era, nu știu, o chestie denivelată, așa, un, să zic, un, aproximativ, nu câmp, că era intravilan, dar era un teren la vale, așa, un, să zicem, viran. Și am încercat, am închiriat un utilaj la vremea respectivă, acum vreo 15 ani, și am îndreptat puțin, am făcut niște porți, cum ne-am, din, tot din surse proprii, fără cheltuieli aproape zero, și le-am făcut totuși un teren cât de cât, dar a rămas pământ. Oricum era mai bine ca cel dinainte. În timp am văzut că și copiii își doresc mai mult, mai ales când am auzit că ei mergeau cu profesorul de sport și închiriau la comunile apropiate, dați-vă seama că parcă n-am putut să mai lăsăm lucrurile așa. Pentru că, v-am spus, la nivelul nostru nici nu ne-am permis, dar am îndrăznit să facem și un alt proiect. Am un proiect depus pe CNI cu o sală de sport, la fel, multifuncțională. Ele au fost două tipuri aici pe CNI. Unul, sălile de sport tip, care era un singur proiect pentru toată țara a fost. Noi am îndrăznit să facem pe lângă lucrul ăsta un alt proiect și ne l-am asumat în mare măsură cu o sală mai mărișoară, cu tribune, cu încălzire, cu un teren de sport afară. La fel avem, ei vorba de ridicare de nivel și atunci și cheltuielile sunt mai mari și din surse proprii chiar nu le permitem. Și acum l-am depus proiectul de vreo 2 ani, 3 ani și așteptăm, ni s-a spus de la CNI, să așteptăm, deocamdată s-a dat prioritate la sălile de sport tip, care au mers în toată țara, când bine le știți, poate, și ne-au spus în felul următor, să vadă cum stau cu banii, ce bani rămân și... Deci nu avem o garanție că prindem, dar noi am încercat. Dezavantajul de a fi o localitate mai mică. Corect, corect. Da, dar așa este. Suntem mai mică ca și populație, spun, de la an la an, cum și orașele mari sau municipiile, dar ca întindere suntem destul de peste 12.000. de hectare. Dar ce să zic, îndrăznim să credem și îndrăznim să încercăm, să spun așa. Și trebuie să recunosc că de multe ori Dumnezeu s-a uitat și cu fața la noi sau cu amândoi obrajii, cum să spun. Chiar a fost bine.